Referitor la această temă care este dragă cu toate românii, pentru că eu cred că Eminescu este în fiecare dintre noi și noi suntem pe Eminescu, pentru că ne raportăm pe timpul la poezia lui, la poezia lui, care nu are, să spunem, egal în literatura română și publicistica română. Este de mare actualitate tema care o dezbatem astăzi. Cu cred că Eminescu, de la 21 de ani, în 1971, a avut primele lucrări dedicate publicului. Este o lucrare în materia remarcabilă în Unire Sfântăria, care s-a publicat o portare a impulsării unei organizații, să spunem, dacă studiem cu atenție publicistica lui din perioada 1976-1983, vom observa că abordează o serie de teme de mare actualitate pentru a pentru situația în care a națiunii în care ne găsim. De la teme economice, aici poate că dumneavoastră v-ați aplicat mai mult sau mai puțin asupra unui subiect care astăzi este în dezbaterea Parlamentului, și anume modul de reglementare a dobânzilor la campuri, cum se spunea, uzură la zona respectivă. Camata legalizată. Și știm foarte bine că încă din această perioadă se discuta în materialul care m-a discutat și problema israelică, această idee de reglementare a nivelul de o dobândă care trebuie perceput la creditele care se acordă de bani. Deci iată de că de atunci se punea această problemă și noi suntem astăzi în situația de a care au ajuns cu dobânzile la 9.000 de 9.200 de
Sunt lucruri care le regăsim în publicitatea lui Dumnezeu și de mare actualitate și asta. De asemenea, o altă problemă legată de devenire. Tot în 1882 s-a gândit să lanseze tot la fel un proiect, un apel către studenții din români din țările învecinate pentru a se regăsi un proiect de țară care să însemne realizarea Marii Unii a tuturor românilor. Cum ar vedea Eminescu România astăzi? Cred că fiecare dintre noi putem să regăsim apropiat, dacă nu chiar în oglindă situația, starea națiunii din 1980 cu cea de astăzi. Știu foarte bine că după Uniunea din Mica Unire, după Războiul din Independență, a trebuit multe eforturi diplomatice, politice și de altă natură să ajute cancelarele europene la recunoașterea adevăratului României. Dar s-a făcut pe eforturi, s-a făcut și în ultimul 30 de ani, și anume de a profesiona măsurile de resurse naturale, de a da lucruri băncile petrolul la Austriei, la Nemț, la Italie, și așa mai departe. Toată situația este cea de astăzi. Odată cu aderarea la Uniunea Europeană și la NATO, am scăpat de multe resurse. Ne-am mulțumit pe această sarcină de a exploata pentru noi și pentru prosperitatea propriului popor. Este interesant că și el avea această dorință de a pune stabilă abuzurilor de putere din partea instituțiilor statului, din care lucrurile trebuie să se ascunde de la din capul statului până la ultimul funcționar administrativ, din comună sau din oraș. De aceea este de mare actualitate și acum. O persoană cu vestire, la lucrul de putere, o cetățeanul contribuabil, nu este pe loc pe agenda politicii în capul de națiunea, cu durerile, cu problemele, cu care el se confruntă. Am spus că este nevoie ca oamenii politici de astăzi, în mine, să îi găsesc de mai mult smerenie. În studiul efectuat de Universitatea Americană și Universitatea Americană, a relevat că oamenii smeriți, oamenii care au o aplicare spre social și spre înțelegerea problemelor cu care oamenii se confruntă, care dau dovadă de neviorism, gândesc să facă fine celor din jur, sunt în stare să ia decizii foarte bune. Decizii care să fie în consens cu așteptările cetățeanului. De asemenea, un alt studiu, tot la Universitatea Americană, ne spune că oamenii politici ar trebui să expreseze a fi oameni. Ceea ce este un lucru care și Eminescu în toate și poezie și proză și publicistică vorbește de acesta, acest lucru, anume de a reamintește nevoia de a fi om, de a face bine celor din jur, de a te situa deasupra cu care ești redus în decizii politice, economice, să te situezi asupra intereselor de răspuns sau de partii și să ai în atenție cetățean. Spuneam că este nevoie de a studia pe Eminescu, dacă se poate, fiecare zi este opera sa și s-a publicit
bază și soluțiile care le propunea la vremea respectivă, acolo sunt și ceva care urmează pe aceste familiere și să vadă că sunt de mare actualitate, dar din păcate nu sunt bază în seama de tot care ar trebui la seama. Eu am pregătit acest material, soldat, am un sucrer, un măsurat care este interesant cu ceva, cu tot și eu am început acest material cu un motto care despre ce se spune respect personală și destul de amară. S-a zis așa că este greu să rămâi solului grad și dur al politicilor publice, să ștergi practice făcute rădormite, iluzii și fraude, pentru a aduce la lumina lumină corupția și prostia care se află de veșit. Am fost suficient de multe lucruri în acest moment. Interesant este că am depuiat mare actualitate pentru România de astăzi. Exact cum ne confruntam acolo și peste toate o problemă de imagine în care România în fane când era portată ca o stată care nu poate fi libertată și că de pus la loc de ce circula la vremea respectivă și se de mare actualitate și acum câteva chestiuni și anume dacă critici un evreu este antisemit, dacă critici un ungur ești naționalist, dacă critici un țigan, deci dați și dacă îl alcătorești român, este dreptul la liberă expresie. Deci sunt lucruri care sunt super mărătoare, cetora, o realitate care ar trebui să ne pună pe gânduri și să încercăm cu posibilități de fiecare să unim aceste energii care sunt suficient de multe, dar izolate, în o idee de dezvolta un proiect, nu mai fost un proiect de care există multe proiecte de țară împreună cu domnul de la Academia Română, de la Banca Națională și în alte structuri guvernamentale, sau de la Parlament și de fiecare dată au fost înaintate la premierii care tot au venit în construcția țării indiferentului. Este nevoie mai mult decât o spune de unire.